România se situează pe primul loc în Uniunea Europeană la incidența și mortalitatea cauzată de cancerul de col uterin, în vreme ce țări precum Canada și Australia sunt pe cale să elimine această patologie. Secretul este vaccinarea anti-HPV, o soluție mai puțin agreată în România, unde cancerul de col uterin provoacă peste 1500 de decese anual. Subiectul a fost dezbătut la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj în cadrul unui workshop cu tema Noi trenduri de comunicare în discuțiile despre vaccinare. În ziua de astăzi, după o pandemie care s-a sfârșit așa cum s-a sfârșit, paradigma clasică în care știința este un suport pentru deciziile politice. Da? Dacă tot ce înseamnă știința, dacă tot ce înseamnă medicina bazată pe dovezi, dacă o metodologie curată nu mai contează, atunci ce mai contează până la urmă? Contează doar ideologiile care sunt identice cu cele care proveneau din peșteră până la urmă. Fiindcă atunci când spunem că vaccinurile nu sunt bune, deși avem trialuri randomizate, meta-analize, avem dovada că două țări, cât două continente, elimină această îmbolnăvire, mă refer la Australia și la Canada. Și noi venim și spunem, nu sunt bune vaccinurile, nu sunt bune nici măcar vaccinurile clasice. Nu ne mai vaccinăm copiii. Copiii mor de pojar. Da? Nici asta nu mai contează. Atunci cum să mai venim să justificăm vaccinare care previne o îmbolnăvire silențioasă și care evoluează din nefericire în ani, astfel încât pacienta care se prezintă cu simptome deja este frecvent într-o situație paliativă, nici de cum una care să poată să fie curativă. Oamenii nu știu la ce se poate ajunge, nu știu dramele pe care noi le vedem destul de des în institut, la paciente de 30-35 de ani, la paciente de 50 de ani, mame de copii din familii mari și care ajung efectiv în situații de dramă. Noi am organizat-o, sau dacă nu știți, aflați, acum am avut un program prin care am testat foarte multe paciente din regiunea de nord-vest, tot sub egida domnului Dusor Achimaș, am coordonat o întreagă echipă în 6 județe din regiune și atunci ne dăm seama că pacienții nu sunt informați bine dacă ajung pe ei să nu se trateze, dar să-și trimită mama. Deci undeva au niște, într-adevăr, lacune în comunicare și în informare. Noi, aseară, departamentul nostru a organizat un eveniment pentru că în această săptămână, la nivel european, se sărbătorește Săptămâna Europeană a Sănătății Publice și tema primei zile, cea de ieri, a fost sănătatea este o decizie politică. Și cred că în momentul în care auzim lucrul ăsta, de multe ori, nu știu care e reacția noastră, cred că avem așa o reținere, nu? Dar asta este realitatea. Dar există încă o realitate, respectiv faptul că aceste decizii pe care le iau decidenții politici trebuie să aibă la bază știință. Și câtă vreme vom fi în punctul în care știința va fi disponibilă decidenților de orice natură, și câtă vreme ea va fi promovată, cred că avem șanse mai mari ca rezultatele pentru persoane, pentru populație să fie mai bune. This is a problem that's like the larger aspects of healthcare. The things that are going to make us successful are going to be a multidisciplinary approach where you are going to teach doctors and other providers how to communicate effectively. Vaccinarea împotriva HPV este gratuită pentru fetele și băieții cu vârste între 11 și 19 ani. Femeile cu vârste între 19 și 45 de ani beneficiază de o reducere de 50%. Vaccinul costă aproximativ 600 de lei în farmacii. Workshopul Noi trenduri de comunicare în discuțiile despre vaccinare a fost organizat de UBB Med în colaborare cu Societatea Română de Chirurgie și Ginecologie Oncologică.